Prezența Parisul, Londra și New Yorkul nu mai sunt la modă, acum Mamaia le întrece pe toate. Un festival de modă transmis în direct în 180 de țări, 10 de prezentări pe podium și cei mai cunoscuți designeri din Europa fac din litoralul românesc al Mării Negre un fel de meca al modei. Primarul Radu Mazăre nu avea cum să lipsească de la acest eveniment, iar de această dată a ținut să iasă în evidență cu o ținută de safari din Madagascar. Balațara înseamnă bună seara. Imbovo. Ce faci? Fiți bobo. Foarte bine. Așa se vorbește în Africa. Uniforma edilului Radu Mazăre a fost creată de designerul Cătălin Botezatu, iar sutele de turiști strânși în piațeta cazinoului din Mamaia s-au amuzat când l-au văzut pe primarul Constanței. Piesa de rezistență a fost ținută în mână de Mazăre. O pușcă lungă de 2 metri a fost atracția serii, iar edilul a impresionat și printr-un mers teatral. Natural, mersul ăla. Pe muzica aia e natural. Altfel, pe muzică serioasă sau la DNA nu e natural. Asta e o pușcă de panoplie. De panoplie. Păi de m-am interesat, ce crezi că... Nu, eu am permis de portarmă cu glonț adevărat, dar de pistol. De data asta a luat-o cu el, n-a lăsat-o acasă. La ce vă referiți? La ce spuneați noastră mai devreme, nu știu exact la ce vă referați dumneavoastră. Și cureaua lată. Mi-a plăcut întotdeauna Cartea Junglei și am zis că trebuie să fie și puțin mai veselă prezentare. Turiștii s-au simțit răsfățați de spectacolul oferit gratuit în centrul stațiunii. O colecție de lenjerie intimă, dar și rochii interesante scoase la rampă de designeri au uimit prin frumusețe și rafinament. Sincer să fiu, n-am mai văzut o prezentare până acum, dar e foarte frumos, foarte bine organizat. Festivalul de modă de la Mamaia continuă pentru alte 2 weekenduri. Nemții, italienii și francezii n-au vizitat țara în primul semestru al acestui an. Ei reprezintă peste 20% din total.